Era mică, este instrumentul la care am cântat cel mai mult, gitara de aer. Nu țineți minte? Bună seara, Chișinău, bună seara, Moldova! Bine v-am găsit din nou la seara târziu. Pe Prime TV, nu-i așa? Bată! Personal, sunt Gheorghe. Andrei Gheorghe. Și la această oră târzie vă invit să disecăm existența grea de moldovean. Alo, de tine e vorba. E vară, toată lumea se pregătește de mare și internetul ne șoptește subtil că Mariana Șora s-a pregătit deja. Iată-o pe Mariana Șora, îmbrăcată pentru vară, pe cap, precum observați, are o... mă rog... Da, apropo de personajul din spatele Marianei, vă rog frumos, acela nu poate fi numit negru. Asta ar însemna discriminare. Este un suedez. Ce crăcănat e suedezul. Așa că de azi înainte trebuie să le spunem negrilor de culoare. Iar gaylor... persoane de altă orientare. Un lucru îmi pare ciudat. Ați observat noi albi. Toți. Suntem albi la naștere. Dacă ne îmbolnăvim, ne facem galbeni. Când stăm, de exemplu, la sare prea mult, ne facem roșii, ca ăla. Iar când devenim negri, o să ne spună lumea oameni de culoare. Asta chiar mi se pare discriminatoriu. Dar, în fine, hai să revenim la lucruri frumoase. Ok? Profund inspirate de ținuta Marianei, au mai fost și niște femei, uște, așa mai, cum să spun, mai voluminoase. Bine, nu putem să le spunem grase. Că asta iar ar însemna discriminare și o să le spunem cu discriminate gravitațional. Aceste femei, aceste frumoase, au cucerit internetul săptămâna trecută, muriți de ciudă slăbănoagilor din audiență, vă arăt eu, cantitatea face cât foarte multe calități la un singur loc. Dovada. Iată. Discret, frumos, pe internet, am îmbrăcat un cort și am ieșit... În spate a dat apa pe afară. Vedeți, bărbații se aruncă. Se sinucid. Da, se îmbracă fetele și noi le vedem. Hai să lăsăm femeile și costumele lor de baie și să vedem ce face sexul. Mai puternic am vrut să spun. Partea bărbătească a omenirii se pregătește de Euro 2012, campionatul european de fotbal. Hai, România! Stop. Îmi spune în caz că ăștia nu s-au calificat. Băi, n-am vrut. Oricum se pare că Ucraina vrea să-și ridice PIB-ul de la pământ, acolo unde se află, el, PIB-ul, cu maximum 3000%. Pentru că, datorită acestui campionat, conform ultimelor date, prețurile la o cameră umilă de o jumătate stea din Kiev ajung la 8279 de euro. Ieftin. Dar totuși, dacă noi căutăm mai bine, vă spun, găsim cu siguranță prețuri mai bune și mai onorabile. De exemplu, pentru ce 100 de dolari? Nu nimic. Pentru 100 de dolari poți fi cazat în Ucraina, într-un astfel de apartament și mai ales cu servicii all-inclusive, inclusiv. În timp ce ucrainenii încearcă să rupă orice profit din campionatul european de fotbal, niște bărbați de la o firmă de construcții din capitală au reînceput lucrările pe șantierul de pe strada Armenească, unde s-a descoperit un edificiu istoric. Și se pare că pe aceștia îi doare în
cot de istorie. Așa că ei se gândesc pragmatic la viitor, nu la trecut. Asta zic eu, da, atitudinea. Iată-i. O balastieră, doi băieți și o gaură. Absolut normal. Frumos. Îl rog din suflet pe domnul primar și pe restul persoanelor cu influență din oraș să ia măsuri. Pentru că ar fi bine să vedem și noi un monument istoric la Chișinău. Mai ales că edificiul descoperit, atenție, oameni buni, pare a fi un beci. Un beci din perioada medievală. Iar beciul, precum știm, pentru moldoveni, este ceva sfânt. În beciurile Moldovei, câtă istorie, pai, în cramele ei, cât trecut. Iar astea toate sunt înlocuite cu fel de fel de blocuri, locative de lux, discoteci, baruri. Nu-i păcat, nu-i așa? Noi, băieți? E păcat, nu? Hai să începem mai bine. Dă-i drumul! Perfect, dragi prieteni, nu în toate cazurile, cred eu că celebritatea cade din pod. În unele cazuri, celebritatea e ceva ereditar, adică e de la părinți. Următorul invitat este celebru prin definiție. Iar în fiecare zi vine, fiecare zi vine peste el ca să-i sporească acest statut. E tipul de bărbat despre care se spune că profesia lui constă în a fi Gheorghe. Pardon, sexy. My bad. Ce mi-ar plăcea mie ca și în viață, când spun o glumă să am un band care pe lângă mine. Este prezentator cel pe care l-am prezentat. Eu prezint un prezentator, iar prezentatorul este și star și prezintă staruri și este și cuceritor și toate inimile feminine îl doresc. Îl doresc cel mai tare din parcare. A studiat. În Moldova, în general, am observat că oamenii, dacă studiază aseul, după aia se apucă de cântat. În cazul lui, a studiat dreptul și s-a apucat să prezinte Fabrica de Staruri 3 la Prime TV. Și mai este și Holtei și este dorit, conform studiilor, de 99,9% din fetele nemăritate din țară. Cine e nemăritat în public? Să ridice mâna. Două. Și dumneavoastră, domnul cu mustață, vă rog frumos. Întâmpinați-l pe prezentatorul, principele și șeihul stepei Bugeacului. Măria sa, domnul Nicu Timofti. De ce n-ai, mă, bodyguards? Pentru că nu vreau. Bine, asta e un răspuns bun. Ați observat în Moldova că cu cât un bărbat e mai mic de înălțime, cu atât bodyguards sunt mai mari? E ceva, ăsta e înalt, nu are nevoie. Poți să-ți iei doi pitici vietnamezi. Prima întrebare. Cum e să fii moștenitorul tronului celei mai sărace țări din Europa? Moștenitorul s-a schimbat ceva în Constituție, nu știam. Dacă, din păcate, nu se transmite prin ereditate postul de președinte. Dar poate schimbăm Constituția cumva. Ok, observați sfârșitul. Dar poate schimbăm Constituția cumva. Știți voi ceva? Nici eu nu știu, dar... Da, asta este un om politic cinstit. Nici el nu știe ce se va întâmpla, dar vrea să fie fiul președintelui. Nu, chiar în politică nu mă bag, asta e... Nu te atrage? Nu, deloc. Foarte bine. Iar te felicit. Și acum hai să trecem la probleme parentale. Acasă, când faci o prostie, cine te dojenește? Mama sau tata? Păi acum nu prea cu dojenitul, dar pe timpuri ambii erau cu... Fără discriminare? Fără. Palme? Urechi? Palme, numai urechi? Nu peste față. Nu, așa. Nu. Peste fund? Da. Batem copiii peste fund. Și pe urmă ne împotrivim politicilor de... Dar uite ce băiat am ajuns. Am fost bătut. Păi da, a bătut mână de președinte. Nu, tata mai puțin. Dar pentru că am vorbit de tata, vreau să mă duc la mamă. Și e o întrebare pe toți ne frământă. Știi ce a zis mama ta despre tine? Păi a zis multe. Depinde.
începe să fie îngrijorat. Doamnelor, domnilor, ia priviți acel copil frumos care are încredere în viitor. Ha, îmi plac întrebările alea cretine, când vin invitații și se îmbată și la un moment dat tu ești mic și te întreabă: pe cine iubești mai mult, pe mama sau pe tata? S-a întâmplat? Păi nu, nu. Dar rude care să te pupe pe față, pe gură, mătuși de alea de care să nu scapi, transpirate, care să-ți facă chichilichilichilichilichi. Asta după data de 16 sau până pe data de 16. Ups. Că au mai părut rude, știi, pe rețele de socializare. După 16. După 16, da. Hai, sunt vârdea tău, sunt mătușa ta, sunt... Bine. Unde ați fost până acum? Nu, păi eram ocupați, eram la magazin, cumpăram niște bere. Și v-am văzut la televizor și ne-am adus aminte. E normal, mă. Oamenii când se văd la televizor simt ereditatea în ei. Ăsta nu e al nostru! Dă și mie 200 de euro până mâine. Da. Nu ți s-a întâmplat așa? Nu, cu banii nu. Adică da. Ți s-a schimbat statutul în secunda 2? Deodată ai devenit alt om, deși tu ești ăla dinainte? Păi, oricum aveam parte, să zicem, de atenție din partea celor din jur sau unde n-aș merge în club sau... Dar acum e mai acut, e mai... Știi cum, chiar stau și se uită așa... Înainte, dacă trăgeau o privire, plecam, gata. Acum, cum intru, până unde mă așez. Și după aia tot în direcția respectivă. E foarte inconfortabil. Toți te pozează, toți te urmăresc. Nu, chiar încerc, discut și cu ăștia, cu fotografii de prin cluburi, să nu facă poze, să nu... Dar merg mai rar prin cluburi, pentru că... Exact. Și ăla o să spună da, 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 și în clipa care... Pentru că a ridicat paharul și băut așa și zice că ăsta a băut 200 de vodka. Ce bine că au pus apă aici. Cine gătește în familia prezidențială? Mama sau tata? Mama gătește. Tata mănâncă. Tata... Păi toți mâncăm. Tata e cu salatele. El ce ține de salată, de așa mai... De care salată? Roșii, castraveți, ardei, bun, dulce. Bun, da. Bun bucătar. Da. La fel ca mine. Ceai, ochiuri. Exact. Sandvișuri. Nu, mai puțin, cu pâinea mai puțin. A, sunt mai bun ca președintele Moldovei. Știu să fac și sandwich. Păi nu, face, dar mai rar. Mai rar. Dacă îmi face sandwich-uri, se gândește la țară? Păi uite, trebuie să-l sunăm, să-l întrebăm dacă se gândește la țară. De eu exemplu, cred că... să tai așa o felie, să o ungă cu un... Ce faci, tati? Mă gândesc la țară. Eu cred că el se gândește la țară chiar și când nu se gândește la țară. Săracul de el. Într-un fel, nu mi-mi pare rău de președinți. Da. Aici e o întrebare interesantă și camera se fixează pe invitat, pentru că noi îl întrebăm. Pe lângă faptul că ești fișor de președinte, ca om așa, realizări mai ai? Păi până a devenit fecior de președinte am avut realizări. Am devenit după fecior de președinte. După nu te-ai născut fecior de președinte. Normal. Te-ai devenit. Da. M-am născut fecior de judecător, dar asta e altă întrebare. Deci fecior de judecător, mâine fecior de președinte, poi mâine soț. Știi de ce spun? În 2009, uitați-vă la el, în 2009 a susținut într-un interviu că în vreo 5 ani de zile te vezi căsătorit, încerci să aduci aminte, și cu copii. Încerc să calculez cât mai e. Da. Păi, 2019 cu 5, cât fac? 2014. 2014. E fiul președintelui, are dreptate. 2014. Da. Păi, ce faci? Nu știu, până în 2014 mai avem... Mai ai 2 ani. Un an și jumate. Da. Păi nu poți, că sunt și 9 luni și mai puțin de 2 ani. Trebuie să păi mi-am fără... pe dinainte, eram tânăr, știi cum, bărbații se coc după 30. Ai făcut o promisiune. Țara vrea copiii tăi. Păi și eu vreau copiii mei, dar... Păi noi toți vrem copiii tăi. Păi o să fie. Te chem la cumătrie dacă vrei. Neapărat. În fața studioului sunt deja 400 de bunici. Din Vnucovă. Ți-ai găsit soția sau ea te-a găsit pe tine? Astăzi. Există așa ceva? Nu, sunt singur la moment. Plângi, noaptea, nu, singur. Nu plâng chiar deloc. Râzi? Nu, mă gândesc. Am închipui, știi. Fecior de președinte noaptea, ce ori? Mă gândesc unde e soția mea. Unde este soția mea? Greu cu fotbalul. Sar eu de la soții la fotbal, așa, pentru că știu ceva. Îți place fotbalul? Da. Vă zic eu. Pariu, cine va câștiga 2012? Două predicții. Euro. Eu zic Germania sau Spania. Eu zic Ucraina sau Polonia. Păi, Ucraina sau Polonia, să vedem dacă este din grupă, după aia mai discutăm. Chiar dacă sunt acasă, nu prea. N-a nicio șansă. Păi, șanse sunt tot timpul, dar în Polonia mai mari șanse, pentru că Franța, Ucraina este în grupă cu Franța și Anglia și acolo e mai problemă. Cunoscătorul, ai te gândit vreodată să prezinți sport?
Păi da, am făcut-o la un alt post. Da. Prezentat. La, nu există alt post, tăiați această bucată, vă rog frumos. Te-ai gândit, vreau să prezint sport, tot ce ai făcut până acum nu contează pentru noi. Păi... Meteo? Nu. Nu, meteo. Meteo e interesant. Dar știți ce a făcut el? A participat la campionate de fotbal. Numai că sunt campionate de jurnaliști. Ce loc ai luat? Păi dacă să vorbim aici local, am luat și locul 1, dar la un campionat european între jurnaliști am luat locul 5 din 16, anul trecut. Campionat european de jurnaliști? Da. Cum e asta? Păi jurnaliști din un campionat și nu-și fac care... poze între ei în timp ce joacă? Iete, scudești un nas, o să dau la revistă. Anul ăsta băieții au luat locul 1, eu n-am putut să merg. Din cauza că tu n-ai mers, ei au luat locul 1. Când ai mers, tu au luat locul 5, da? Da. N-am înțeles. Asta și ți-au mulțumit băieții când ai fost? Da, m-au sunat toți împreună, mi-au cântat. Frate, mai ții minte anul trecut când am luat locul 5, acum am luat locul 1! Îi dăm un test? Dacă tot se dă fotbalist, vă rog frumos, ia fiți atenți. Știi să jonglezi cu mingea? Știi să rori bine? Le știi, da? Da. Cred că da. Îți dau o minge și ne arăți ceva? Că da. Să putem să-ți apreciem talentul, da? Perfect, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Și îi dăm mingea? Îi dăm? Îi dăm mingea? Da. Îi dăm mingea. 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 La mingea! Am zis că joc tenis. Nu știu, cu asta nu știu dacă fac mai mult de 2-3 ori, dar vedem. 1, 2, 3, 4, 2, 3 ori. Asta e mai complicat. Oh. E o morală. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5. Ajunge, frate, că strigi studioul. 6, 7, 8, 9, 10. Asta e. Morala poveștii este: fiii președinților nu se joacă cu bile mici. Dacă suntem cu bile mari. Hopa! Ai mai din public nicio bilă nu poți să prindă. Ia loc. Îți place evoluția selecționatei de fotbal? A Moldovei mă refer. Sincer să fiu, anul trecut mi-a plăcut ca și... joc nu pot zice, ca și... Eu am auzit caracter. Ca și caracter. Când a fost Gabi Balint. Acum... Da? A fugit Gabi cu caracterul. Nu, n-a fugit. Nu a vrut să, din câte știu eu, nu a vrut să prelungească contractul. Eu cred că ar fi trebuit să rămână, dar bine, nu e treaba mea. Acum să vedem, au jucat acum două meciuri în America. Au fost și au luat bătaie, 5-0, 2-0. E din cauza faptului că... 4-0, 2-0. Nu, e altceva, nu sunteți bine informat, o să vă spunem noi. Se pare că băieții în America au făcut niște performanțe nebune. Adică fiecare dintre ei a rupt 3 pachete de țigări și 7 litri de bere de căciulă. Iată, acești blonzi, acești cetățeni, să observați, toți sunt suedezi, toți sunt blonzi vikingi din Moldova și erau cu pachetele. O altă întrebare. Tu crezi că există fotbaliști gay? Da, sunt sigur că există. Sunt? Așa, Mario Gomez... Mario e Gomez. Mario! Mario e Gomez. Nu mai îmi place de Gomez. Gomez. Păi la Bayern sunt vreo câțiva și noi, reportarul e, se zice, și la... Ce echipă! Păi sunt prieteni... Sunt fundași că... toți acolo. Fundași, dar ești să înțeleg foarte. Freddy Ljungberg. De asta n-am auzit. Suedez. Da, eu nu am auzit și de el. Și el este... Da. Tot fotbalist, păi, da, fundaș... A început ca fundaș. Da. Și a ajuns. Bine. Știi cine care mai sunt? Știi, apropo, pentru voi. L-am descoperit eu. Știi cine e un fotbalist gay? Fotbaliștii gay sunt cei care bagă autogoluri. Poporul îi definește și îi pomenește la infinit. Ăla e gay. Nu? Mai că într-o formă mai... Când bagi autogol. Tu ție. Tu vreodată ți-ai băgat tu ție un autogol? Eu mie un autogol? Mm-hmm. Vorbim despre fotbal? Sau despre Freddy Ljungberg? Nu. Vorbim de Mario Gomez, sexualistul ăla. În fotbal am... Din păcate? Da. A fost. Așa e. Din păcate, uneori bagi autogoluri. Eu vorbeam despre fotbal. Și eu. Fiți atenți, băieți, când jucați fotbal. Aveți mare grijă.
Dacă cade mingea pe jos, lăsați-o acolo. Și să nu jucați cu Gomez. Nu, Gomez, dacă e în spate, bagă gol. Sau Iago. Doamne ferește. Acum, pentru că ești așa drăguț, mă gândesc, nu te simți în pericol după promulgarea legii antidiscriminare? De ce, să apară și fani? Da. Nu. Nu, și-a strâns sacoul. Fiți atent. Uitați-vă la următorul material și o să înțelegeți de ce am pus întrebare. Toți cei 53 de deputați care au votat legiferarea sodomiei în țara noastră din preună cu persoanele cheie care au promovat această lege să fie dați nominal anatemei. Numai ce am aflat de la colegii noștri că președintele a semnat totuși actul și deci ar trebui și metropolitul să includă în lista anatemei și pe președinte. Ca fiind o persoană, trebuie de a furisi de dată afară din biserică. Adică niște europeni civilizați care au de declarat cine nici mai... Cine să ăștia? Da. Tradiția. Păstrătorii tradiției noastre care luptă pentru ortodoxii... Niște care cândva distrugeau biserici și acum sunt cei mai credincioși? Sunt împotriva! Da, dacă ești împotriva, ești contra. Dacă ești contra, ești pentru. Da. Ăștia păi sunt cei mai ce pentru, care sunt contra. Vă zic eu vouă, dacă sunt contra, sunt pentru. Pentru că cine e contra, e pentru cu siguranță din spate. Că dacă e în spate contra, în față e pentru. Logic. Prin urmare, un sfat pentru voi în viață. Cine e contra ta, referiți-vă de el, că cu siguranță e pentru moale. Gata. Ăștia oricum susțin că vă predau toată familia anatemei, că vă afurisește, că vă... Diavole, umblă până Chișinău, întreabă unde-i Timofti. Ăștia zombați, era treaba lor. Zombați. Este un cuvânt care îmi place foarte tare, zombați. Dormi bine noaptea? Foarte bine. Nu visezi vise cu strigoi? Nu. Stafii? Nu. Nu vezi așa cum pe-n perete iese un monstru să te strângă de gând? Nu. N-am. Stau bine cu somnul. Bine. Acum nu râdeți. Foarte important la un bărbat e să doarmă bine și să cânte la instrumente muzicale. Da. De dormit dormi. Da. De cântat cânti? Păi am cântat vreo câțiva ani la fluier. Acum înțeleg eu de ce în Chișinău în fiecare intersecție vezi bărbați care cântă. Da, da, cu fluierul. Nu de asta, fluier, da. A, nu de la? Nu. A, cu găuri așa, nu cu găuri așa? Nu, cu găuri așa. Bine. Pentru că ai cântat, nu te punem pe tine la cântat, a fost suficientă proba cu fotbalul, dar acum o să apelăm la band, ca să ne cânte și încânte. Doamnelor și domnilor, ceva frumos pentru fiul președintelui. De la mine, mă. Fără număr, fără număr. Fără număr. Nicu, mersi mult de tot. Mulțumim. Te mulțumim, Nicu, pentru că a fost altul blondele, roșcatele și brunetele care l-a saltat. Mulțumim, Nicule, că ai venit în emisiune. Mulțumim. Însă peste noi vine publicitatea și nu avem ce face. Regula capitalismului feroce. Publicitate.